În studiul nostru din cartea Evrei. Astăzi ne vom opri asupra acestei porțiuni de text din capitolul 3 și, pentru o privire de ansamblu, aș dori să sesizați faptul că sunt două porțiuni majore în acest text, de la versetul 1 la versetul 6 și apoi de la versetul 7 până la final. Ambele secțiuni încep, încep cu. Expresia de aceea, introducând o implicație a ceea ce a fost spus anterior, adică că Domnul Isus Hristos este mai mare, da? este superior, este suprem. Asta este tema cărții Evrei. Supremația lui Hristos, superioritatea lui Hristos față de orice este menționat aici. Față de revelațiile din Vechiul Testament, apoi arată supremația lui Hristos față de îngeri în capitolul 2, capitolul 2, cea mai mare parte prezintă la propriul Evanghelia felul în care Domnul Isus a coborât mai prejos decât îngeri ca să făurească mântuirea noastră. Iar cap în capitolul 3, versetul 1, capitolul care a fost citit în această dimineață, introduce aceeași implicație uh, ca și cele menționate anterior și anume că Domnul Isus Hristos este mai mare și pentru că este mai mare, noi ar trebui să reacționăm într-un anume fel. Cum ziceam, în comunitatea căreia îi scrie autorul cărții Evrei, există mai multe categorii de oameni. Există oameni care l-au mărturisit pe Domnul Isus Hristos, care credeau în Domnul Isus Hristos, care sufereau persecuție din cauza aceasta și erau uh, presați să renunțe la mărturisirea lor. În același timp erau oameni indeciși, necredincioși la propriu, dar indeciși, da? Indeciși și necredincioși. Unii care cunoșteau Cuvântul lui Dumnezeu, cunoșteau Evanghelia și totuși. Nu îl primise pe Domnul Iisus Hristos, nu crezuseră în El. De aceea cred că prima parte, la versetul 1 la versetul 6 se adresează credincioșilor, foarte clar se adresează credincioșilor, iar apoi de la a doua, în a doua parte, la versetul 7, la versetul 19, folosind uh, istoria poporului Israel care a fost respins de Dumnezeu datorită necredințelor, este o chemare către cei din comunitate care nu credeau să-și pună încrederea în domnul Isus Hristos. Uh, ne uităm la această primă secțiune deocamdată unde avem o chemare la perseverență sau la credincioșie. Această chemare este adresată în versetul 1, zice de aceea frați sfinți care veți parte de chemarea cerească, ei erau deja chemați, totuși li se dă o chemare suplimentară. Ei, aveți parte, aveți parte deja de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Isus. Vedeți în primul rând privilegiul pe care Dumnezeu L-a făcut acestor oameni, zice că ei sunt frați sfinți, erau oameni puși deoparte deja de Dumnezeu și erau puși deoparte prin faptul că au avut parte de chemarea cerească. Da? În chemarea pe care Dumnezeu ne dă nouă este cuprins finalul, etapa finală, da? proslăvirea noastră. La asta ne-a chemat Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat la o cursă în care să încercăm să vedem ce a ieșit de acolo. Da? Veniți, intrați în cursă, care scapă, asta e, care nu, E vina voastră. Mergem înainte. Nu. În chemarea pe care Dumnezeu ne-o adresează, chemarea Evangheliei, chemarea la mântuire, este o chemare care cuprinde viața cu Dumnezeu pe pământul acesta și veșnicia. Este o chemare cerească. Nu i doar chemare cerească că vine de la Dumnezeu din cer. Este o chemare cerească pentru că suntem chemați să fim parte cu Dumnezeu Ceresc și cât timp suntem pe pământ și uh, pentru toată veșnicia. Observați, prima dată creștinismul începe cu un privilegiu pe care Dumnezeu ne-l dă. De aceea, frați fiți care aveți parte de chemarea cerească, creștinismul se bazează în esență pe un privilegiu pe care Dumnezeu ne-l-a dat. Da? Nu doar se arată aici inițierea vieții noastre cu Dumnezeu sau inițierea vieții de credință care aparține în totalitate lui Dumnezeu. Da? Nu că noi umblam pe pământ tare, dornici după Dumnezeu și cât de greu am dat de el, dar până la urmă am dat. Da, am făcut noi un pas mare către Dumnezeu și până la urmă Dumnezeu a zis să-i las pe ăștia bezmetici ăștia să caute în continuare pe pământ după mine fără să mă găsească. Hai că mă descoper lor. Nu! Ca și Adam, noi toți căzuți în Adam avem aceeași atitudine ca Adam. Când a auzit glasul Domnului în grădina, Adam s-a ascuns de fața Domnului și noi ne ascundem de fața Domnului. Când se revelează Dumnezeu în sfințenia lui, în dreptatea lui, în, în mânia lui, ura lui față de păcat, omul păcătos nu face altceva decât să fugă de Dumnezeu. Iar dacă cineva îl înșeală și îl minte că există niște vreo posibilitate sau anumite metode prin care să-l calmeze pe Dumnezeu așa rapid prin niște ritualuri, el se folosește de lucrul ăsta. Dar în esență omul, în natura lui, fuge, se ascunde de fața lui Dumnezeu când Dumnezeu se revelează. De aceea creștinismul vorbește despre ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Da? Nu doar că Dumnezeu inițiază, ci că Dumnezeu la propriu ne dă un privilegiu. Ce privilegiu? Ne-a făcut parte de chemarea cerească. Și este interesant că nu mai descrie aici răspunsul lor. Nu la o chemare trebuie să dai un răspuns, nu? Și nu pentru că n-ar exista un răspuns pe care oamenii aceștia l-au dat. Nu, exista un răspuns. Erau frați sfinți pentru că atunci când a venit chemarea cerească, ei au dat un răspuns acestei chemări cerești, da? Dar nu menționează răspunsul pentru că chemarea lui Dumnezeu este chemare puternică, este o chemare uh, dumnezeiască, nu este o chemare umană, nu este o ofertă. Frate, aici e contractul mântuirii, semnează. Vrei? Bine. Nu vrei? Asta este. Mergem mai departe. Dumnezeu nu așa face chemări. Dumnezeu încălzește inima, Dumnezeu ne atrage, Dumnezeu ne convinge, Dumnezeu ne luminează. Simți că se adresează ție Evanghelia, da? Modifică, transformă ceva în tine. Nu doar atinge mintea ta. Ce atinge întreaga ta personalitate. De aceea răspunsul pe care noi îl dăm și este necesar, este fundamental, este esențial. Răspunsul pe care noi îl dăm Evangheliei este un răspuns generat de Evanghelie. Credința vine în urma auzirii Evangheliei. Da? Odată ce se rostește Evanghelia, mesajul lui Dumnezeu, acesta este miracolul. Pentru miracolul ăsta ne rugăm tot timpul. Da? În timp ce se vestește Evanghelia să vină și puterea Duhului Sfânt care transformă inima, care modifică inima. Da? Ei aveau parte de un privilegiu, ăsta este creștinism. Dacă scoți ordinea aceasta a lucrurilor din creștinism, ai rămas fără creștinism. Dacă ai scos ordinea aceasta că Dumnezeu acționează întâi, că Dumnezeu intervine întâi și pentru că El a intervenit, El a lucrat, noi suntem ce suntem astăzi, dacă ai scos ordinea aceasta și o prezinți invers, ai rămas fără creștinism. Dacă tu crezi că omul caută pe Dumnezeu și datorită faptului că omul caută pe Dumnezeu, Dumnezeu îl pe om, aia este ce vrei tu, dar nu creștinism. Ce vrei tu? Ce vrei tu? Acum există pasaje, bineînțeles, în Sfânta Scriptură, unde se vede că omul caută pe Dumnezeu și nu se menționează nimic de Dumnezeu. Sunt asemenea pasaje în Scriptură. Dar faptul că nu în fiecare pasaj în care un om îl caută pe Dumnezeu, faptul că nu în fiecare pasaj se menționează a, ah, asta să vedeți că de fapt a fost o intervenție antecedentă a lui Dumnezeu. Faptul că nu se menționează asta nu înseamnă că n-a fost acolo. Pasajele doctrinare ne arată suficient de clar că Dumnezeu este în căutarea omului și că din acest motiv, din acest motiv, omul răspunde lui Dumnezeu și ajunge să fie mântuit. Este privilegiul acesta, da? Suntem frați sfinți care am avut parte de chemarea cerească. Acesta este privilegiul și odată cu privilegiul acesta vine o poruncă, o responsabilitate. Dumnezeu a făcut deja față de noi lucrul acesta, iar chemarea care ni se adresează este următoarea. Să ne ațintim privirile la și Marele Preot al Mărturisirii noastre, adică Isus. Uitați cum îl numește pe Isus, Marele Preot al Mărturisirii noastre. Deci oamenii aceștia au făcut o mărturisire față de Domnul Isus Hristos ca apostol și ca mare preot. Vedem imediat ce înseamnă lucrul acesta. Dar să nu trece rapid peste aspectul acesta. Odată cu privilegiu vine responsabilitatea. Odată cu privilegiu vine porunca. Dumnezeu nu spune, și asta nu este creștinism, Dumnezeu nu spune, eu am făcut tot, capul pe pernă, ne trezim la proslăvire. Nu spune așa. Da? Nu spune așa. Nu despre asta este vorba. Viața de credință este inițiată, este lucrată de Dumnezeu, dar implică în mod real răspunderea noastră, fiecăruia. Iar răspunderea noastră, în esență, este să ne ațintim privirile la Domnul Isus Hristos. Vedeți, în Sfânta Scriptură sunt foarte multe porunci date. Credincioșilor, foarte multe porunci. Dar prima poruncă, cea mai mare poruncă, din care rezultă toate celelalte responsabilități și fără de care celelalte responsabilități nu au niciun rost, prima poruncă este să continuăm să ne ațintim privirile la Domnul Isus Hristos. Aceasta este chemarea aici la perseverență, la credincioșie. Ei l-au mărturisit deja pe Domnul Isus, că spune Marele Preot al Mărturisirii noastre. L-au mărturisit deja pe Domnul Isus, dar chemarea acum nu este să facă din nou o mărturisire. Mă, nu e valabil ce a făcut în trecut. Cum se face uneori la, nu știu dacă ați văzut, la evanghelizările eșuate. La evanghelizările eșuate în care nu se convertește nimeni, sunt chemați frații să se rededice. Să se rededice. Da, nu știu cât de importantă e treaba asta. Ce ne spune apostolul este aici că trebuie să avem o ațintire continuă, perseverentă față de Domnul Iisus Hristos, nu din Haști în Paș, da? de la Paș la Crăciun. Ci tot timpul să stăm cu ochii ațintiți la Domnul Iisus Hristos. Da? Nici o responsabilitate, nicio poruncă. Cred că dacă este vreun secret care este deja revelat al vieții de credință, acesta este nicio poruncă, nicio responsabilitate, nicio răspundere a noastră nu poate fi împlinită față de Dumnezeu fără această răspundere, fără această poruncă, fără împlinirea întâi acestei porunci. Da? Toate celelalte porunci se leagă de asta. De țintirea privirilor noastre la Domnul Iisus Hristos de a-L vedea pe Domnul Iisus Hristos, de a-L contempla pe Domnul Iisus Hristos, de a-L considera pe Domnul Iisus Hristos, de a-L studia pe Domnul Iisus Hristos, de a ne aținti continuu privire la El. Și ațintindu-ne continuu privire la El, putem să facem celelalte lucruri. Dacă nu facem asta, nimic nu mai contează ce facem după aceea. De aceea El sumarizează, însumează toată responsabilitatea creștină prin aceasta una singură. Să continui să stai cu ochii sufletului tău asupra persoanei Domnului Isus Hristos. Da? Este o chemare la al medita. Vedeți, responsabilitatea creștinului este descrisă aici în două părți. Unu, este mărturisirea pe care noi am făcut-o Domnului Isus Hristos, da? mare preot al mărturisirii noastre, și este o meditație pe care trebuie să o avem continuă la persoana Domnului Isus Hristos. Eu nu mă pot mulțumi cu faptul că acum nu știu cât timp l-am mărturisit pe Domnul Isus Hristos. Și noi obișnuim să ne ancorăm în momentul acesta, zicem noi, al botezului în care l-am mărturisit pe Domnul în apa botezului. Eu sper că l-ai mărturisit și înainte de apa botezului. Sper. Și dacă nu l-ai mărturisit înainte de apa botezului, mă întreb pentru în ce ai făcut botezul ăla. Dar oricum, dacă l-ai mărturisit în apa botezului, fără să-l fi mărturisit înainte prin credință, adevărat, real, să fi fost sincer, sper că după aceea să-l fi mărturisit real pe Domnul Iisus Hristos. Și să fie considerat botezul valid datorită mărturisirii ulterioare, nu mărturisirii dinainte. Da? Dar asta este Prima noastră responsabilitate, când suntem chemați cu chemarea aceasta cerească, noi trebuie să-l mărturisim pe Domnul Iisus Hristos, să ne punem toată încrederea în el, să ne dezicem de orice sistem religios la care am aderat până atunci, la orice... Acum, când vorbesc de sistem religios, nu mă refer doar la o religie, din asta, umană. Un sistem religios este și dacă te închin ție însuți și trăiești numai pentru tine însuți. Religia asta, e, asta e religia ta. Religia ta, eu contez, eu cu viața mea, cu ideile mele, cu filozofiile mele, cu teoria mea. Asta e religia mea. Eu sunt Dumnezeu în vieții mele. Să te pocăiești, să crezi în Domnul Isus Hristos sau să-l mărturisești pe Domnul Isus Hristos, înseamnă să renunți la religia asta ta. La tine însuți, la ideile tale, la filozofiile tale, la teoriile tale, să spui încrederea doar în Domnul Isus Hristos, El este Mântuitorul, El este satisfacția, bucuria supremă a vieților noastre. În orice altceva ne-am mântuirea și bucuria este pur și simplu idolatrie. Da? Astea sunt două responsabilități. Să-L mărturisezi inițial pe Domnul Isus Hristos, adică să te încrezi în El, să te pocăiești față de El și ulterior să rămâi în această mărturisire. Rămâi în această mărturisire. Cum rămâi în această mărturisire? Meditând la persoana Domnului Isus Hristos. Momentul în care te întorci la Dumnezeu este momentul în care cel mai probabil cineva prin predicarea cuvântului sau poate tu înaintea cuvântului lui Dumnezeu ți l-a descris pe Domnul Isus Hristos. S-a prezentat viața Domnului Isus Hristos, persoana Domnului Isus Hristos, lucrarea Domnului răscumpărătoare. Văzând lucrurile acestea, ai fost atras de Dumnezeu și ți-ai pus încredere în El. Isus cu adevărat, El este Fiul lui Dumnezeu, El este Mântuitorul, nu este nimeni ca El pe pământul ăsta, nu a fost și nu va fi. Îmi pun încrederea numai în El. El este singura mea opțiune, nu există altă opțiune. Nu alegi din mai multe opțiuni. El este singura opțiune. Este singura opțiune pe care o am. Și te încrezi în Domnul Isus Hristos. Ce trebuie să faci după aceea? Același lucru. Prin predicarea cuvântului Dumnezeu este reprezentat Domnul Isus Hristos din nou și din nou. Este prezentat Domnul Isus Hristos din nou și din nou. Este zugrăvit înaintea ochilor inimilor noastre același Domn Isus Hristos. Cu detalii suplimentare, cu nuanțe și așa mai departe. Iar chemarea care este? Nu este să ne schimbăm. Oh, acum am crezut odată în Domnul Isus Hristos. Dar acum să trecem la lucruri mai profunde. Nu! Chemarea este să rămâi ațintit spre persoana Domnului Isus Hristos. Pentru că pericolul care îi păștea pe oamenii aceștia, pe această comunitate și de fapt uh, ispita, încercarea, ceea ce încerca satana prin persecuție să facă în această comunitate este ca acești oameni să-și iau ochii de la Domnul Isus Hristos. Să-și iau ochii de la Domnul Isus Hristos. Acum pe noi nu ne persecută nimeni astăzi în mod direct, agresiv, violent. Și totuși cât de ușor putem să abandonăm această responsabilitate noastră temporar. Să ne luăm ochii de la Domnul Isus Hristos. Chiar de aici, din față, se abandonează de multe ori această responsabilitate și eu m-am făcut vinovat de o grămadă de ori de lucrul acesta. Să predici despre o droaie de lucruri deconectate de persoana Domnului Isus Hristos. Fatal! Greșit, total! Viața, puterea care curge noi, tot ce avem nevoie ca să împlinim poruncile lui Dumnezeu, vine din persoana Domnului Isus Hristos. Fără El nu avem absolut nimic. Doar în unire cu Hristos, aproape de Hristos, fiind împărtaș cu Hristos, ca să folosesc o expresia textului din versetul 6, doar fiind împărtaș cu Hristos poți să împlinești orice altă poruncă. Nu-ți țintești privirile spre Hristos, nu meditezi continuu la El, nu continuu, privești continuu la El, cu ochii Sufletului tău. Restul nu are niciun fel de importanță la propriu. Ești un moralist, poate ești un moralist excelent în lumea aceasta, poate te de alții, dar nu ai niciun folos veșnic, nu ai niciun folos de mântuire pentru viața ta. Aceasta este responsabilitatea. După ce se prezintă responsabilitatea, este prezentat Hristos, da? Este prezentat Hristos. Încrede-te în El, meditează la El, mărturisește-L el pe El. De ce? Îl numește aici, foarte simplu, Apostolul și Marele Preot. Apostolul este trimis, asta înseamnă apostol, trimisul de Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos nu a fost unul dintre apostoli. El nu a fost un apostol. El a fost apostolul. Da? El a fost apostolul. El a fost cel mai mare apostol. El a fost apostolul într-un fel în care niciunul nu a fost ca el apostol. El a fost trimis de Dumnezeu ca să reveleze pe Dumnezeu. Asta face un apostol. Un apostol vine trimis să aducă un mesaj. Și asta a făcut Domnul Iisus Hristos. Niciunul nu a fost ca Domnul Iisus Hristos care să reveleze pe Tatăl ca El. El care este o oglindirea slavei lui Dumnezeu. Întipărirea ființei lui Dumnezeu. Niciun apostol nu a fost ca Domnul Iisus în felul acesta. Care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui, a făcut curățirea păcatelor și a șezut la dreapta măririi în locurile preanalte evrei, capitolul 1, versetul 3. El este apostolul, el este trimisul lui Dumnezeu. De ce să crezi în el? Pentru că el a venit să reveleze pe Dumnezeu. Și a venit să reveleze pe Dumnezeu numai prin cuvânt, și prin ceea ce era el, prin persoana lui. El ce făcea și ce spunea era tot de la Dumnezeu. Era exact. Era Dumnezeu întrupat, da? Era Dumnezeu întrupat. Iar apoi este numit Marele Preot. Marele Preot ce face Marele Preot? Marele Preot uh, venea și mijlocea pentru cei care aveau nevoie de iertarea păcatelor. Mijlocea pentru ei și aducea jerfă de animal. Lucrul acesta l-a făcut, știm foarte bine, Domnul Iisus Hristos. Versetul întâi, de fapt, este Evanghelia sumarizată. Este Evanghelia sumarizată. Domnul Iisus Hristos este mesagerul Tatălui și a venit deja pe pământ. Domnul Iisus Hristos, mai mult decât atâta, n-a venit doar să ne aducă o veste, ci a venit să ne aducă o veste bună, da? Care veste bună? Păi prin lucrarea lui răscumpărătoare ne-a spus foarte clar care e vestea bună. El a murit pentru păcătoși și s-a rugat pentru păcătoși, mijlocește pentru păcătoși. Iar chemarea este să spui încrederea în el. Că nu este nici unul altul ca el. Nu există mântuire în nici unul altul decât în Domnul Isus Hristos. Asta e chemarea, foarte simplă. Evanghelia este exclusivistă, confruntă și derămă orice fel de filozofie sau de teorie prin care omul încearcă să se apropie de Dumnezeu și îl prezintă doar pe Domnul Isus Hristos. Ia pe el că altceva nu este. Nu că altceva nu este în Evanghelia, altceva nu este niciunde. El e singura, singura cale de mântuire dată de Dumnezeu. Da? Este adresată această chemare și apoi este argumentată chemarea asta. Țineți minte că uh, autorul cărții se adresează unei comunități evreiești. Unei comunități evreiești care îl avea ca reprezentant pe cine? Pe Moise. Și știți că Domnul Iisus Hristos deseori, în confruntarea evreilor, îl aduce în discuție pe Moise și citează pe Moise. Voi vă încredeți în Moise? Nu, uite, eu vă citesc din Moise acum. Nu o să vă judec eu, o să vă judece Moise în care v-a spus încrederea. Pentru ei Moise era figura centrală. Moise era figura centrală în iudaism. Să renunțe la Moise pentru oricine altcineva era pentru evreu un lucru de neimaginat. Moise a fost pentru totdeauna reprezentantul lui Dumnezeu, mijlocitorul lui Dumnezeu. Moise a fost, într-un fel, revelatorul religiei iudaice. Pe Moise se baza toată religia lor. Îl scoteai pe Moise, îl scoteai tot. Și totuși, autorul cărții evrei vine și șochează spunându-le că trebuie să-și ia ochii de la Moise. Și să se uite la Domnul Isus Hristos. Doar înțelegând ce era pentru un evreu moise, poți să să-ți imaginezi cât de greu era ca un evreu să facă lucrul acesta. Acolo era un miracol Dumnezeu să lași pe moise cu iudaismul, cu evreismul lor și să treci la persoana Domnului Isus Hristos. Dar același lucru se cere astăzi multor oameni care se lipesc de religiile lor la fel de tare. Și care cred în religiile lor la fel de mult cum credeau evreii în moise. Cu deosebirea că Moise chiar a fost revelatorul lui Dumnezeu, chiar a fost trimisul lui Dumnezeu și chiar a venit să aducă voia lui Dumnezeu spre deosebire de alte și alte religii și filozofii care nu au uh, nicio tangență cu Dumnezeu. Și el prezintă pe Moise. Cum credeți că îl vrea autorul să-i facă pe oamenii aceștia să lase pe Moise și să ațintească privirile spre Hristos? Ce argument? Ce ați face dumneavoastră dacă ați stat cu un evreu? Ce ați spune un evreu? Un evreu mesianic care a crezut deja în Domnul Iisus Hristos, dar care se uită la Moise așa. Moise era cineva. Sau un evreu care îl mărturisește pe Domnul Isus Hristos și prietenii lui îi spun care ai renunțat la Moise? Și începe să-i spune cine a fost Moise, ce a făcut Moise, cum s-a revelat Dumnezeu prin Moise, ce slavă a avut Moise, cum Moise a stat față în față cu Dumnezeu, cum Moise a văzut slava lui Dumnezeu, cum Moise a dus poporul Israel prin, prin pustie, cum Moise a avut atâta răbdare cu ei, cum Moise a făcut miracole, cum Moise și așa mai departe. Ce îi spune tu? Cum ai încurajat un evreu care și-a pus deja încrederea Domnului Iisus Hristos? Sau cum ai, uh, ai încercat să evanghelizezi un evreu care nu și-a pus încrederea în Domnul Iisus Hristos și care zice, eu sunt chiar foarte mulțumit cu moesea mea. nu trebuie nimic altceva. Ce îi spune tu? Ce argument ai folosit? Argumentul pe care îl folosește apostolul în pasajul acesta, ca să-i facă pe oamenii aceștia să înțeleagă că acela pe care l-au mărturisit, în care și-au pus încrederea, este trimisul apostolului Dumnezeu, marele preot, ultimul mare preot și că nu merită să se întoarcă la nimic dinapoi, modul în care el face acest lucru este comparându-l pe Domnul Isus cu Moise. Și asta este un, un argument sau este un mod de a argumenta inventat de Duhul Sfânt. Și ar fi bine să-l folosiți și dumneavoastră. Oamenii au multe filozofii, au mulți oameni în care își pun încrederea. Tot felul de Dumnezei și de idoli și de lucruri în care ei se încred. Comparați toate lucrurile acelea cu persoana Domnului Isus Hristos. Pentru că el le va surclasa fără niciun fel de discuție. Și asta face el. El are curaj să-l compare pe Domnul Isus cu Moise. Prima dată, ca să-i câștige, ca să-i atragă, face o asemănare între Domnul Isus Hristos și Moise. Zice așa. Ați simțit vă privire la apostolul și marele preot al mântuirii noastre, adică Isus, care a fost credincios celui ce l-a rânduit, adică lui Dumnezeu. Domnul Isus a fost credincios, da? A făcut tot cetatele a spus. Nu vă citez acum, sunt o grămadă de pasajul, cel puțin în Evanghelia după Ioan, unde Domnul Iisus Hristos în repetate rânduri spune Eu fac doar ce văd la Tatăl făcând. Eu spun doar ce Tatăl mi-a spus. Cuvintele pe care vi le spun eu nu sunt de la mine, sunt de la Tatăl. Eu n-am venit de la mine însumi, eu am venit de la Tatăl. Și El în repetate rânduri spune că El a venit să facă doar ceea ce a spus Dumnezeu. A fost credincios celui ce l-a rânduit, Domnul Iisus Hristos. În mod perfect. Tot ce a făcut, tot ce a spus, a fost la porunca și rânduia la tatălui. Nu este nimeni ca el. Nu este nimeni ca el. Și se compara cu Moise. Nici măcar Moise n-a făcut în mod perfect. Dar când te uiți la viața lui Moise, ca principiu, ca stil de viață, Moise și el zice că Domnul Iisus a fost credincios cum și Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. Acum aduceți-vă aminte a existat cel un puțin un eveniment major în care Moise nu a fost credincios lui Dumnezeu. Motiv pentru care Dumnezeu îi interzice intrarea în țara Canaan. Deci nu a fost un eveniment lipsit de importanță, un păcățel așa peste care Dumnezeu a trecut rapid. Nu a fost un eveniment important în care Moise nu a fost credincios lui Dumnezeu. Totuși, aici la seamă pe Domnul Isus Hristos cu Moise. Aici este harul lui Dumnezeu care îi privește la dispoziția vieții noastre, la traiectoria vieții noastre, la direcția vieții noastre, la stilul nostru de viață, nu la falimentele noastre care sunt importante, care nu trebuie trecute cu vederea, care nu trebuie tratate nici în pocăință cu superficialitate. Ele sunt acolo, sunt reale și totuși Dumnezeu poate declara despre noi că suntem niște oameni credincioși. Nu doar să o cotiți suntem niște, niște oameni credincioși care îl iubim pe Dumnezeu, care trăim cu Dumnezeu. Și stă cineva din exterior și se uită la tine. Ăsta e credincios? Eu cunosc de aproape. Eu știu că a spus așa, că a făcut așa și nu o dată de două ori. Nu o dată ca Moise. De o grămadă de ori. Da, dar direcția vieții lui, dispoziția vieții lui, inclinația vieții lui este spre Sfințenie, spre Cuvântul lui Dumnezeu, spre Dumnezeu. Traiectoria este foarte clară. El cade pe cale, dar el cade pe calea Domnului. El merge pe calea Domnului. El nu cade de pe cale și se întoarce înapoi și se duce cu satana. Direcția vieții lui e clare. Traiectoria vieții lui e clare. Spre deosebire de un om a cărui traiectorie este spre păcat, spre lume, spre sine însuși, trăiește după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fine ascultării și din când în când mai face câte o faptă bună. Sunt două vieți diametral opuse la un moment dat s-ar putea să le poți suprapune și să spui și ăsta au vorbit urât odată și ăsta au vorbit urât odată. Da, numai că ăsta se duce spre iad cu viteză și bucuros că face asta și iubește calea pe care este, iar ăsta la alt este spre cer, spre împărăția lui Dumnezeu, a căzut, îi pare rău, se pocăiește și merge în continuare înainte. Da? Pe ăsta îl numești credincios și pe ăsta îl numești necredincios. Chiar dacă la un anumit eveniment din viața lor, ei putea vedea pe amândoi la fel. Ei nu sunt deloc la fel. Pentru că important, un lucru important, fundamental diferit în viața celor doi oameni este direcția vieților, dispoziția vieților, înclinația vieților, traiectoria vieților. Da? Moise a fost credincios și îl aseamănă pe Domnul Iisus cu Moise și apoi trece la contrast. Pentru că asta avea de fapt să facă autorul. Nu să spună cât de la fel sunt ei. Că dacă ar fi continuat să spune, oh, uite, Moise este așa și Domnul Iisus este așa, Moise este așa și Domnul Iisus este așa, luați-l pe Domnul Iisus. Păi de ce să-l pe Domnul Iisus dacă e la fel ca Moise? El prezintă, face o comparație între ei și apoi face un contrast. Contrastul privește două aspecte. Slava lor și funcția pe care a avut -o au avut-o ei. I-au zis ce spunem Versetul 3. Că cel a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât al lui Moise. Și Moise a avut o slavă. Da? Știți că și Moise a avut o slavă când cobora din prezența lui Dumnezeu, fața îi strălucea. Această slavă este precizată de Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 7 în jos, unde compară vechiul legământ cu noul legământ în același mod. În același mod ca să arată că noul legământ este superior vechiului legământ. Auziți ce spune? Acum dacă slujba aducătoare de moarte, adică a legii, al lui Moise. De ce era aducătoare de moarte? Pentru că legea venea și spunea ceea ce n-ai făcut. Cât de falimentar ești, cât de slab ești, cât de neputincios ești. De asta era slujba aducătoare de moarte. Nu în ea însă și datorită păcatului din noi. Scrisă și săpată în pietre era cu atâta slavă încât fiii lui Israel nu puteau să-și pironească ochii asupra feței lui Moise din pricina strălucirii feței lui, măcar că strălucirea aceasta era trecătoare. Cum n-ar fi cu slavă mai degrabă slujba Duhului? Dacă slujba aducătoare de o sândă, legea, te o a fost răvită, cu atât mai mult o întrece în slavă slujba aducătoare de neprihănire. Și în privința aceasta ce a fost răvit, adică legea lui Moise și Moise, nici nu a fost răvit. Din pricina slavei care o întrece mult mai mult, cu mult. În adevăr, dacă ce era trecător, adică legea, era cu slavă, cu atât mai mult va rămâne în slavă ce este netrecător, adică lucrarea pe care a făcut-o Domnul Isus Hristos și Domnul Isus Hristos. Din punct de vedere al slavei lor, Domnul Isus Hristos a fost superior. Acum noi știm că Domnul Isus Hristos a avut și el un eveniment pe muntele schimbării la față, în care fața îi strălucea și era luminoasă ca soarele, însă în viața sa pământească nu vezi foarte multă slavă. Un om obișnuit cu suferința, nu avea nimic care să-ți atragă privirile spre el, nu era nimic grozav din punct de vedere pământesc. Însă slava Domnului Isus Hristos s-a arătat într-un alt mod, nu pe fața Lui. Slava Domnului Isus Hristos s-a arătat prin ceea ce a făcut, prin ceea ce a spus și în mod special prin lucrarea mântuirii pe care a venit să o săvârșească. La începutul Evangheliei sale, Ioan uh, începe cu premiza aceasta care este demonstrată în toată cartea și spune așa și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și adevăr și noi am privit slava lui. O slavă în tocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Și dacă te duci în capitolul 2, Domnul Isus începe să-și arate slava. La nunta din Cana, când face acel miracol, Scriptura spune, acest început al semnelor lui, l-a făcut Isus în Cana din Galileea, el și-a arătat slava. De ce? Că a transformat apa în vin, a făcut un miracol. A trecut peste legile naturii. Da? Și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în El. Domnul Iisus Hristos a fost slava lui Dumnezeu. A revelat de plin slava lui Dumnezeu. El prin ceea ce a spus, prin ceea ce a făcut, a fost slăvit. Mult mai slăvit decât Moise. De aceea spune, lasă pe Moise cu sistemul iudaic și încrede -te în Domnul Iisus Hristos. Continuă să te încrezi în Domnul Iisus Hristos. Că el a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși. De ce? De ce cine face o casă are mai multă cinste decât casa însăși? Adică dacă Iosif, dacă Iosif a construit casa lui Mihai, Mihai zice, mă cheamă, uite ce casa am eu. Și o zice, dar eu am făcut-o. Eu sunt mai grozav decât casa lui. De ce? El a gândit. El a făcut, da? Sau arhitectul, el e capul din spate de acolo. Doamne, I... Dom'le, dar cine? Dacă cineva ar vrea să-și facă o casă asemănătoare cu a ta, nu te cheamă pe tine să-ți dai cu părerea. Nu, te întreabă de arhitectul ăla care a proiecta casa respectivă. Așa că, în ultimă instanță, se discută despre proiectant. Despre cel care este autorul adevărat, arhitectul casei respective. De aceea spune Scriptura aici că Domnul Iisus Hristos este mai, cu mai multă slavă decât Moise. De ce? Că Moise a fost slăvit, dar a fost în casa lui Dumnezeu. În timp ce Domnul Iisus Hristos acel a, fost cel care a proiectat casa asta. El a fost arhitectul casei. Vorbește despre casa lui Dumnezeu, despre cei credincioși. Deci, da? Cu cât cel care a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși. Orice casă este zidită de cineva. Ce argument simplu folosește autorul? Orice casă este zidită de cineva. Adică mă, nu poți să te uiți la casă și să dai slavă celui care e în casă. Că casa asta a fost făcută de cineva. Ia uziți. Orice casă este zidită de cineva, dar cel ce a zidit toate lucrurile este Dumnezeu. Este Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu pentru că El a zidit casa aceasta. Pentru că imediat spune că casa Lui suntem noi. Casa Lui suntem noi. Apoi al doilea contrast pe care îl face este între slujba, funcția lui Moise și slujba și funcția Domnului Isus. Cât despre Moise spune, el a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu și vreau să facem comparație cu versetul 6, dar Hristos este credincios ca fiu este o prepoziție importantă asta. Zice că Moise a fost credincios în casa lui Dumnezeu, iar Isus a fost credincios peste casa lui Dumnezeu, o autoritate diferită în funcția lor. Apoi spune așa, el a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu ca slugă, iar în versetul 6, deci Moise a fost ca slugă, dar Hristos este credincios ca fiu, cu tot o altă poziție. Altă autoritate, altă poziție. Sluga nu este același lucru cu fiul. Foarte clar. Apoi spune despre Moise că sulva lui Moise a fost ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu. Adică care lucruri? Domnul Iisus Hristos și lucrarea lui răscumpărătoare. Moise n-a fost decât un premergător a lucrării Domnului Iisus Hristos. Uitați ce simplu arată Domnul Iisus Hristos lucrul acesta în Luca 24. De exemplu, vă dau un singur pasaj, sunt foarte multe în Noul Testament. Un simplu pasaj când Domnul merge cu ucenicii pe drumul Emausului, care erau și ăștia puțin rămas și în urmă cu revelația. Versetul 25, Domnul îi și le zice O, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre slava sa? Nu le spun prorocii asta. Ia o zice ce zice Domnul Iisus. Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a în toate scripturile ce era cu privire la el. Deci Domnul Isus Hristos a putut să folosească doar de Vechiul Testament ca să demonstreze că El este împlinirea revelației lui Dumnezeu. El este împlinirea legii. Lasă legea că a venit împlinirea, a venit realitatea. Lasă umbrele că aici e realitatea. Domnul Isus Hristos. Și spune tot în pasajul acesta, tot în pasajul acesta, versetul 44, apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise. În proroci și în psalmi. Și dacă ducem faptele apostolilor imediat după cincizecime, în dialog cu evreii, în dialog cu evreii, predicându-le evreilor, apostolii folosesc același timp de argumentație. Spune Scriptura așa, de exemplu, fapte 3, versetul 21, pe care cerul trebuie să-l primească, adică pe Hristos, până la vremurile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proroci din vechime. Și dă exemplu pe primul poroc. Pe cine? Pe Moise. Pe Moise. În adevăr, Moise a zis părinților noștri, Domnul Dumnezeu vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine, pe el să-l ascultați în tot ce vă va spune. Și oricine nu va asculta pe prorocul acela, va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului. Vorbește despre Hristos, Moise. Da? Vorbește despre Hristos. Slujba lui Moise a fost să arate pe persoana, pe Domnul Isus Hristos. Să arate persoana și lucrarea Domnului Isus Hristos. Da? Domnul Iisus Hristos, în schimb, n-a venit să îi facă reclamă lui Moise. Și după ce argumentează această chemare, da, adresează chemarea, o argumentează și în final o aplică nouă. O aplică. Cum o aplică? Zice așa. Și casa lui, că s-a vorbit despre casă, menționa casa asta de patru ore aici, cred. Versetul 2 zice, Moise este credincios în toată casa lui Dumnezeu. Apoi versetul 3 vorbește despre cel care a zidit o casă și care are mai multă cinste decât casa însăși. Versetul 4 Orice casă este zidită de cineva. Cel ce a zidit toate lucrurile este Dumnezeu. Versetul 5 Moise este credincios în toată casa lui Dumnezeu. Versetul 6 Domnul Hristos este peste casa lui Dumnezeu. Ce-i casa asta? Că tot menționează casa asta. O fi cortul întâlnirii? O fi templu? ce casa? Noi spunem deseori că ne ducem la biserică, nu? Ne ducem la biserică. La ce ne gândim? Dacă zici că te duci la biserică și spui că asta e biserică, atunci unii zic, hai, biserică. N-are formă de biserică, n-aveți cruce pe biserică, n-are. Da? Asta nu este biserică. Asta este o clădire, da? Asta este o clădire. Eu zic, ce este biserica, ce este casa? Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu și casa lui suntem noi. La ce folosește o casă? La ce folosești o casă? Să fie locuită, în principal să fie locuită. Să locuiești într-o casă înseamnă să faci multe lucruri, dar, în esență, pentru asta este o casă. O casă este ca să fie locuită. Cine locuiește în casa asta? Zice, casa lui suntem noi. În alte locuri spune că noi suntem ca niște pietre vii, noi formăm. Fiecare este o piatră în Templul lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu și folosim o, și formăm o casă. Cine locuiește în casa asta? Duhul Sfânt, Dumnezeu locuiește în casa asta. Sfânta Treime locuiește în casa asta. Miracolul pe care noi îl provodim în creștinism este că Dumnezeu a venit să locuiască nu doar cu omul, să locuiască în om. Este ceva ce depășește capacitatea noastră de a înțelege lucrurile. Dar asta spune Sfânta Scriptură. Și noi suntem casa Lui. De unde știm că suntem casa Lui? Ia auziți care este testul. Și casa Lui suntem noi dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nedeștea cu care ne lăudăm. Simplu spus, argumentul este acesta. Acum ești un credincios real dacă perseverezi. Ești credincios dacă perseverezi. Dacă nu perseverezi, fiți atenți la timpul verbelor. Și casa lui suntem noi acum. Deci ceea ce tu declari acum despre tine însuți este adevărat numai dacă Perseverezi până la capăt. Altfel, mărturisirea ta din prezent este egal cu zero. Da? Mărturisirea mea de acum, eu sunt casa lui Dumnezeu, eu fac parte din poporul lui Dumnezeu, este o declarație deosebită. Eu sunt parte din locul acela în care se revelează Dumnezeu cu slava lui. Da? Locul acela în care locuiește Dumnezeu. Dar sunt parte din casa lui numai dacă păstrezi până la sfârșit. Perseverența demonstrează realitatea mărturisirii tale de credință. Dacă nu perseverezi până la capăt, nu ai fost casa lui Dumnezeu. Și zice ce să păstrăm până la sfârșit. Dacă păstrăm până la sfârșit, încrederea nezguduită. Încrederea nezguduită. Există o încredere nezguduită pe care toți credincioșii o au în persoana Domnului Isus Hristos. Există, spune aici, și o nădejde pe care o au în persoana Domnului Iisus Hristos Acesta este modul dublu sau imediat vedem triplu Prin care noi ne raportăm la persoana Domnului Iisus Hristos Ne încredem numai în El Nădăjuim în El pentru că sunt lucruri pe care Domnul Iisus Hristos ne le-a promis Și încă nu sunt împlinite Și apoi spune Scriptura nădejdea cu care ne lăudăm Ăsta este un test Triplu, da? Care are trei părți Un test care are trei părți Dacă îți pui încrederea în Domnul Iisus Hristos dacă el este nădejdea ta cu privire la viața viitoare, la viața viitoare veșnică și la viața pe care o ai de trei pe pământul acesta, în cine îți pui nădejdea? Lasă că am eu niște strategii, am eu niște metode religioase, am niște pop din ăștia care îmi dau numai predici în astea în 23 de puncte, da? Sau 24 în care mi arată pași prin care să scap de orice viciu, pași prin care nu știu ce să faci și cum... Și ne descurcăm, noi, noi singuri mergem până la capăt. Sper să nu-i pierdem pe ăștia, că dacă pierdem pe ăștia, pierdem mântuirea. Nu! Nădejdea noastră pentru viața aceasta până la capăt este doar Domnul Isus Hristos. De asta spune să ți alinițești privirile asupra lui. Te încrezi în el? Ne nădejduiești în el? Și te lauzi cu el? Spune că ne înlăudăm cu nădejdea aceasta. Pavel spune în Coloseni, Hristos în voi. Nădejdea slavă. Când v-ați lăudat ultima dată cu Domnul Isus? Și ce e interesant, evreii au pe cineva mult inferior Domnului Iisus Hristos. Mult inferior Domnului Iisus Hristos. Autorul nu și-a foarte mult spațiu aici ca să demonstreze cât de inferior e Moise. Arată doar două lucruri foarte importante, slava lui și funcția lui. Dar este mult inferior Domnului Iisus Moise. Și totuși ăștia n-au în toată lumea asta. Nu au niciun fel de probleme să se laude cu Moise. Ăștia se țin de Moise, domnule, cu, să țin cu dinții de Moise de mii de ani. Și merg în tradițiile lor cu atâta credincioșie. Noi, avem pe cineva mult mai înalt decât Moise. Noi suntem într-un fel un, o, o, extensie a iudaismului, dar de fapt împlinirea iudaismului. Iudaismul este doar o umbra creștinismului. Noi suntem realitatea. Cum ne lăudăm noi cu Domnul Isus Hristos? Ei se încrede în Moisea lor. Într-un fel. Ei ne în Moisea lor. Și Domnul îi mustă pentru asta. Moise în care v-a spus voi nădejdea. Și în care ați crezut. El o să vă mustre. El o să vă judece. Da? Ei s-au încrezut în Moise, au nădăjduit în Moise, s-au lăudat cu Moise. Ce facem noi cu Domnul Isus? Dacă ți-ai pus încrederea cu adevărat în Domnul Isus Hristos, dacă ești cu adevărat mântuit, dacă faci parte cu adevărat în biserică, vei avea toate aceste trei lucruri. Te vei încrede în Hristos, vei nădăjdui în Hristos și te vei lăuda cu Hristos. Te vei lăuda cu Hristos. Câtă rușine ar trebui să ne cuprindă când în situații atât de simple din viața noastră, banale, banale, am avut fiecare dintre noi ocazia să-L mărturisim pe Domnul Isus Hristos și parcă te strânge așa ceva în spate, nu? Dar cum să încep? Dar ce să-I spun? Spune că Domnul Iisus e cel mai cel din orice privință. Ce-ai putea să-I spui altceva? El este Dumnezeu. E totul. Ce-i complicat? Și fiecare dintre noi am trecut pe acolo. Fiecare dintre noi am trecut pe acolo. Un evreu merge în public, are tot felul, are părul făcut cumva, are tot felul de lucruri atârnate pe el și lumea îl vede. Oamenii se uită la ei și se pare ciudat. Nu, ei nu au nicio problemă cu asta. Dumnezeu ne-a pus să trăim nimic după noi. Ne-a pus să ne lăudăm cu el, să ne încredem în el și să ne punem toată nădejdea în el. Și următoarea parte a pasajului la versetul 7 la versetul 19, din felul în care eu am înțeles-o, este o chemare la credință. După ce prezintă superioritatea lui Hristos față de Moise, cei care erau în comunitatea evrească și încă s-atârnau de Moise, sunt chemați să lase pe Moise și să-și pună încrederea în Domnul Isus Hristos. Și făcut lucrul acesta în trei etape. În trei etape. Cum e făcut lucrul acesta? Vreau să vă prezint pe scurt structura ca să înțelegeți. Prima dată citează da, o chemare pe care Dumnezeu a făcut-o poporului Israel în, în perioada monarhică în vremea împăraților, că ăsta este un psalm scris aici, psalmul 95, o parte din psalmul 95, da? Adică în perioada monarhică, psalmistul profețește și îndeamnă poporul Israel, tot poporul Israel din perioada monarhică, din perioada împăraților să nu facă ce-au făcut evrei din perioada mozaică, de pe vremea lui Moise, da? Deci avem evrei din perioada monarhică îndemnați să nu fie necredincioși cum au fost ăștia necredincioși în perioada mozaică. Ei, autorul în carte evrei folosește ambele situații pentru evrei din perioada mesianică. Zice uitați-vă ce au făcut în perioada monarhică, uitați-vă ce au făcut ăștia în perioada mozaică și acum în perioada mesianică vi se adresează exact aceeași chemare. Nu fiți cum au fost ăștia atunci. Este o, aceeași chemare care se face. Haideți să ne uităm uh, pe scurt la ea. Prima, prima etapă. A chemării acestea la credință, dar nu la credincioșie de data aceasta, ci la credință, este introdusă prin exemplu și prin chemarea care a fost făcută în generația împăraților, în generația monarhie, la versetul 7 la versetul 9. De aceea, cum zice, Duhul sunt, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile, Știți când vine împietrirea inimii. Împietrirea inimii este acea insensibilitate pe care începi să o ai față de Cuvântul lui Dumnezeu. Asculți și nu te atinge cu nimic. Poate dai dreptate, poate ești de acord, dar nu te atinge cu nimic. Nu modifică și nu produce nimic în viața ta cuvântul lui Dumnezeu. Împietrirea inimii întotdeauna vine la pachet cu auzirea cuvântului lui Dumnezeu. Aduceți vă aminte de exemplu de faraon. Vă întreb pe dumneavoastră și răspundeți-mi. A fost faraon un om credincios înainte să, să ducă Moise la el? N-a fost credincios faraon. Dar împietrirea și starea de păcat poate avansa. Starea de putreziciune spirituală poate avansa. Împietrirea inimii vine când auzi cuvântul lui Dumnezeu și te opui acest cuvânt al lui Dumnezeu, te împotrivești acestui cuvânt al lui Dumnezeu. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Problema aici ni se arată și problema fundamentală a omului, care este inima. Problema este inima. Împietrirea inimii, da? Împietrirea inimii față de Dumnezeu. Este primul aspect descris aici. Împietrirea inimii vine prin împotrivire, da? Neascultarea glasului lui Dumnezeu și de exemplu pe poporul Israel care s-au răzvrătit față de Dumnezeu. Ce ofertă le-a făcut Dumnezeu lor? Ce chemare le-a făcut Dumnezeu lor? Chemarea promisiunea pe care Dumnezeu le-a dat-o a fost să intre în țara Cananului. În țara promisă, în țara care curge lapte și miere. Câte binecuvântări au fost atașate de intrarea lor acolo. Și oamenii ce spune Scriptura au auzit cuvântul lui Dumnezeu și s-au împietrit s-au împietrit împotrivindu-se cuvântul lui Dumnezeu. Și când s-au împotrivit Cuvântului lui Dumnezeu, spune Scriptura că de fapt l-au ispitit pe Dumnezeu. Zice că în ziua ispitirii în pustie unei părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare. Ei nu și-au propus fiecare, au stat așa la masă, rotund și au să zic, cum să discutăm. Cum să-L ispitim pe Dumnezeu? Cum să-L încercăm pe Dumnezeu? Nu! Ei nu asta și-au propus. Ei n-au crezut ce au spus Dumnezeu. În repetate rânduri s-au împotrivit cuvântului lui Dumnezeu. Dar asta a însemnat ispitirea lui Dumnezeu, încercarea lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu a reacționat și și-a arătat lucrările sale în perioada de 40 de ani, omorând toată generația aceea de oameni adulți. De aceea, spune Scriptura, versetul 10, le dă un imbol, da? după ce invită, invită să creadă, de aceea prezintă tot poporul Israel, de aceea m-am dezgustat de neamul acesta. Și am zis ei totdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele, am jurat dar în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Uitați repulsia lui Dumnezeu. Mulți oameni nu și-l pot imagina așa pe Dumnezeu. Dumnezeu cum era? Dumnezeu urăște păcatul și iubește păcătosul. Ce bine sună pentru fire. Bine că mă iubește Dumnezeu. Fac ce vreau, fac lucruri detestabile, scârboase chiar în ochii oamenilor, dar Dumnezeu nu mai poate de dragul meu. Nu mai poate. Ia zis ce spune textul acesta. De aceea m-am dezgustat de neamul acesta, de poporul Israel pe care Dumnezeu l-a scos din Egipt. De poporul legământului s-a dezgustat, de oameni s-a dezgustat. Li s-a făcut silă, li s-a făcut lui Dumnezeu silă și scârbă de ei. S-a dezgustat. Ce înseamnă să te dezguști de ceva? Să fie silă de lucrul respectiv. La fel cum se folosește aceeași imagine, Domnul Iisus folosește aceeași imagine în relație cu biserica din Apocalipsa, îmi spune că o va... Deci, fiindcă nu ești nici în rece, nici în clocot. Ce faci cu apă călăie în gură? Te duci, ți sete din numai pus, te duci și ei sticla cu apă și caldă. din deci, mai bine n-aș bea. O vergi, o vomiți. Asta faci. Și asta face Dumnezeu față de oamenii aceștia. M-am dezgustat de neamul acesta. Asta e repulsia lui Dumnezeu. Pe ce e bazată repulsia lui Dumnezeu? Repulsia lui Dumnezeu este bazată pe respingerea poporului Israel. De ce? Zice, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. Observați aici faptul că ei n-au fost odată credincioși și au renunțat la credință. Spune scriptura ei. Totdeauna se rătăcesc. De când au ieșit? Nici n-au apucat să treacă Marea Roșie și devea să rătăceau în inima lor. Au trecut Marea Roșie și iar s au rătăcit în inima lor. Și tot așa. Timp de 40 de ani. S-au rătăcit. Și problema este din nou arătată ca în Pasavul antecedent, în versetul antecedent. Problema este cu inima. Care nu este transformată, care nu este schimbată. De ce lucrul acesta? Pentru că n-au cunoscut zice căile mele. Să rătăcesc în inima lor, totdeauna să rătăcesc în inima lor, fiindcă n-au cunoscut căile mele. Au văzut ei miracolele lui Dumnezeu. Sigur că l-au văzut. Dar una este să vezi miracole și alta este ca inima ta să-l înțeleagă, să-l vadă pe Dumnezeu în lucrarea respectivă. Au văzut în vremea Domnului Iisus Hristos miracole? Da, au văzut, dar cei mai mulți au rămas necredincioși. Este în pildă aceea bogatul în locuința morților și propune lui Avram să-l trimită pe Lazar ca să vadă frații lui o înviere și să creadă. Zice, dacă vor vedea o înviere, ceva miraculos, o să creadă, el n-a învățat nici omul acela nimic din istoria poporului Israel. Că poți să vezi miracole cu duiumul și tot necredincioși o să rămâi. Spuneau pe Moise și pe proști, dacă n-ascultă de ei, nu se ascultă nici dacă ar învia cineva din morți. Problema așadar nu este că Dumnezeu nu s-a revelat, ci problema este că ei n-au cunoscut pe Dumnezeu care se revela. Chiar înaintea ochilor lor, da? Asta este confruntarea pe care Dumnezeu le o face, că zice de aceea m-am dezgustat de neamul acesta și am zis Dumnezeu îi confruntă. Ei totdeauna se rătăcesc, în inima lor n-au cunoscut căile mele și după confruntare urmează condamnarea. Am jurat dar în rămânia mea că nu vor intra în odihna mea. N-au intrat nici în odihna fizică a Israelului, n-au intrat nici în odihna spirituală a lui Dumnezeu. Au murit datorită păcatelor lor. Această chemare prezentată în generația mozaică, așa acest exemplu care este dat, este reluată Acum în generația mesianică. Imediat după înălțarea Domnului Isus Hristos, da? Pentru cei care trăiau imediat după perioada Domnului Isus Hristos. Și auziți ce spune versetul 12. Luați seama, dar fraților, ca niciunul dintre voi să... Să ce? Vedeți? E a treia oară când se vorbește despre inimă. S-a despre... vorbit deja despre împietrirea inimii. S-a vorbit deja despre faptul că s-au rătăcit totdeauna în inima lor și spune, ca, vedeți, luați seama ca niciunul dintre voi să n-aibă inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeu cel viu. Ce te desparte de Dumnezeu? În esență, nu faptele tale te desparte de Dumnezeu. Că faptele tale păcătoase pot fi șterse în jertfa Domnului Iisus Hristos. Da? Ce te desparte de Dumnezeu? Inima rea și necredincioasă. Și nu spune textul aici, fiți atenți, nu zice ca niciunul dintre voi să nu-și facă o inimă rea și necredincioasă. Să nu ajungă la o inimă rea și necredincioasă. Sper că mai este un dubiu pentru dumneavoastră că eu nu cred în transformarea unei inimi regenerate într-o într inimă neregenerată, da? Da? Vorbește despre comunitatea acestor oameni în care puteau să fie oameni care aveau inima rea și necredincioasă și asta e despărțea de Dumnezeu cel viu. Evanghelia era rostită acum, din nou, dar a fost rostit odată la începutul bisericii și acum mai este rostită încă o dată pentru comunitatea aceasta și în timp ce ei auzeau Evanghelia, inima lor putea să rămână rea și necredincioasă. Și acesta este motivul pentru care ei urmau să fie despărțiți pentru totdeauna de Dumnezeu cel viu. Da? Dar haideți să observăm fiecare dintre noi în această dimineață responsabilitatea care se pune pe umerii noștri. Luați seama, fraților, ca niciunul dintre voi. Sunteți responsabili? de cei care sunt în mijlocul nostru și să luăm seama la ei ca să nu aibă o inimă rea și necredincioasă pentru că ei vor fi de de Dumnezeu cel viu în felul acesta, pentru totdeauna. Este responsabilitatea noastră. Nu spune eu, bine că m-am pus eu la punct, să slavă Domnului, eu cred, a, bine că mi-am botezat și prunci la 18 ani și să nu te intereseze. Nu, pe noi ne interesează ca toți cei care sunt în mijlocul nostru și nu doar să nu aibă o inimă rea și Prima responsabilitatea a noastră este față de cei de aici. Există pericolul și astăzi ca oameni să intre în adunare, să se boteze și noi știm o grămadă și o sumedenie de asemenea exemple. Po ba, poate chiar noi am fost așa pentru o perioadă de timp. Am venit în biserică, ne-am botezat, am intrat cu lotul și am avut inimă rea și necredincioasă. Dumnezeu s-a îndurat de noi. Iar responsabilitatea este asupra noastră să veghem ca să nu fie asemenea oameni în adunare. Da? Este o chemare ca să priveghem față de acești oameni. Este și o provocare care ni se dă, zice, ci îndemnați-vă unii pe alții, în fiecare zi. În fiecare zi. Îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câtă vreme să zice astăzi pentru ca niciunul din voi să nu se împetrească prin înșeleciunea păcatului. Vedeți ce responsabilități ni se dă? Să luăm seama ca niciunul să nu aibă o inimă rea și necredicioasă și apoi să îndemnăm. Să ne îndemnăm unii pe alții în fiecare zi. Vezi, lucrarea de evangelizare nu se face doar în afara bisericii. Se face și în interiorul bisericii să îi îndemnăm pe cei care sunt în interiorul adunării, care sunt parte cu noi la șulujbele noastre, la închinarea noastră, să îi îndemnăm în fiecare zi. Sună cam cicolitor, nu? De ce să îl îndemnăm în fiecare zi? Pentru că păcatul are puterea aceasta de a te anestezia, de a te înșela, de a te împietri și de a te duce în rătăcire. Și tu nu poți pierde nicio zi în felul acesta. El care stă în starea de păcat, el nu-și dă seama de lucrul ăsta, dar tu îți dai seama. Avem ca o boală care avansează cu repeziciune și știi că cu cât trece timpul, cu atâta este mai greu ca omul să, să își revină. Da? Responsabilitatea aceasta ni se dă pentru totdeauna, zice, să ne îndemnăm unii pe alții în fiecare zi. Și chemarea Evangheliei nu este să te duci acasă, să te gândești vreo câteva săptămâni și să vezi ce, ce atitudine ai vrea să ai tu față de Domnul Isus Hristos. Adică dacă înțelegi Evanghelia, la propriu numai dacă înțelegi Evanghelia și fără să spun cuvântul ăsta, tu trebuie să-ți dai seama ca să -ți trebuie să răspunzi. Dar dacă auzi că Dumnezeu, dacă auzi că păcatul este un virus care te distruge pe dinăuntru și te separă pentru totdeauna de fericirea veșnică cu Dumnezeu, și dacă auzi că Dumnezeu a trimis pe Domnul Iisus Hristos, a doua persoană a Sfintei care s-a întrupat, care a trăit fără păcat, care a murit pentru păcatele noastre, care a înviat, care stă la dreapta lui Dumnezeu, care se va înturna și va învia toată umanitatea și va judeca pe vii și morți. dacă auzi asta, și știi că viața ta nu e în mâna ta, ci e în mâna lui Dumnezeu. Și în orice secundă ai putea să treci în veșnicie, singurul răspuns pe care ai putea să-l dai, pe care ar trebui să-l dai Evanghelie, este azi să-ți pui încrederea în Domnul Isus Hristos. Iar noi trebuie să-i conștientizăm pe oameni. Păcatul este înșelător, păcatul te anestezează, te rătăcește, te împietrește. Astăzi puneți încrederea în Domnul Isus Hristos. Treaba este serioasă. Ca să nu fii despărțit de Dumnezeu cel viu. Și din nou ne dă o probare, da? Ne dă o probă. Ne dă o probă. Căci ne-am făcut părtașa lui Hristos. Din nou, este același lucru pe care l-a spus în versetul 6. Suntem acum părtașa lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Îmi place felul în care descrie pe cei credincioși aici. Oameni care sunt părtași al lui Hristos. Asta înseamnă să fii credincios. Să fii credincios nu înseamnă să fii perfect. Să fii credincios înseamnă să fii părtași cu Domnul Iisus Hristos. Pentru că tot ce ți se dă în viața de credință, ți se dă din Domnul Isus Hristos și datorită Domnului Isus Hristos. Din Isus și datorită lui Isus. Viața de credință nu este descrisă aici prin moralitate. Viața de credință este descrisă prin părtășia cu Hristos. Dacă te-ai făcut real părtaș cu Hristos, dacă te-ai făcut real părtaș cu Hristos, vei păstra până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Va fi perseverența acolo. Legătura cu Hristos este atât de puternică încât vei merge până la capăt. Dacă nu vei merge până la capăt, nu ai fost și nu ești părtaș cu Hristos. Da? Asta este proba. Asta este proba. Am văzut uh, chemarea în generația monarhică, așa începe textul până la versetul 11. Vedem că această chemare este reluată pentru generația mesianică, da? care a urmat pe uh, uh, Domnul Iisus Hristos. Și apoi, uh, la final, la versetul 16, până la, versetul 15 până la versetul 19, este arătată cum chemarea aceasta a fost dată și generației mozaice. Iau zice ce spune, câtă vreme se zice, astăzi dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Și autorul comentează textul ăsta în versetul 16, descrie răzvrătirea lor, zice, cine au fost în adevăr cei ce s-au răzvrătit după ce au zis era? N-au fost oare toți aceia care ieșiseră din Egipt primoise? Asta este, asta este, gravitatea păcatului lor. Gravitatea păcatului lor este că au, fu, că au, ieșit din Egipt. Este că au ieșit din Egipt. Au ieșit din Egipt și totuși, spune Scriptura aici, s-au răzvrătit după ce au zis oră. Dumnezeu le-a dat prima demonstrație de putere a faptului că poate să-i ducă în Canaan prin faptul că le-a deschis mare roșie și au trecut pe acolo, prin ea. Fără niciun fel de problemă. Și pe toți dușmanii lor i-a înnecat acolo. Și Dumnezeu le face promisiunea. Vă pot duce și vă duc în Canaan. Și totuși ei s-au răzvrătit față de această chemare a lui Dumnezeu. De această chemare a lui Dumnezeu. Răzvrătire, asta, e, asta este problema lor, da? Au avut parte de mesajul lui Dumnezeu și au avut parte de miracole. Să arată repulsia lui Dumnezeu, versetul 17. Și cine au fost aceia de care s-a dezgustat el 40 de ani? De fapt, autorul nu face decât să comenteze psalmul aici. Cine au fost aceia de care s-a dezgustat el 40 de ani? 40 de ani să se dezguste Dumnezeu de tine, să-i fie silă, scârbă de tine. Datorită răzvrătirii și păcatului. N-au fost oare ceea ce păcătuiseră și ale căror trupă moarte au căzut în pustie? Aici avem prezentat motivul pentru care Dumnezeu s-a dezgustat de ei. Da? Spune aici, n-au fost oare ceea ce păcătuiseră? Arată și felul în care Dumnezeu și-a manifestat repulsia asta când spune și ale căror trupuri moarte au căzut în pustie. Da? Este o moarte, în primul rând, fizică acolo. Dar este o imagine prezentată pentru noi care arată felul în care Dumnezeu Ia a, a avut repulse față de oamenii aceștia, da? Ei s-au răzvrătit, Dumnezeu a avut repulse și în final a venit respingerea. Versetul 18. Și cui s-a jurat el că n-au să intre în odihna lui? Nu s-a jurat, nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Da? Vedem din nou, motivul respingerii este neascultarea sau răzvrătirea sau păcătuirea, cum îți descrise în versetele anterioare, iar manifestarea acestei respingeri este lipsa odihnei. Faptul că Dumnezeu nu le-a permis să intre în Canaan. În Canaan. Dar dacă ar fi să sumarizăm felul în care comentează autorul evenimentele acelea, felul în care comentează autorul istoria poporului Israel, istoria acelei generații mozaice care a suferit în felul în care au suferit datorită păcatului lor, dacă ar fi să sumarizăm problema lor, care ea este descrisă în multe feluri. petrirea inimii, Răzvrătire, neascultare. Uh, în felul acesta, versetul 19 însumează toată problema aceasta și spune versetul 19 ca o concluzie, vedem dar că n-au putut să intre din pricina Necredințe. necredinței lor. De ce sumarizează așa? De ce concluzionează așa? Păi concluzionează așa că motivul pentru care n-au ascultat, s-au rătăcit, s-au împietrit, s-au răzvrătit este necredința. De aceea tot pasajul acesta de la versetul 7, pasajul de la versetul 1 la versetul 6 este o chemare la credincioșii și a celor care au crezut, iar de la versetul 7 la versetul 19 prezintă poporul Israel în trei etape, da? Generația mozaică la final, generația monarhie, că la început și la mijloc generația mesianică. Chemarea este la credință, că din necredință vin toate relele. Toate spurcăciunile, toate păcatele. Din necredință vine răzvrătirea, din necredință vine neascultarea, din necredință vine împietrirea, din necredință vin, vin toate relele acestea. Și chemarea este aceasta. Să îți pui încrederea în Domnul Iisus Hristos. Ia aminte în dimineața aceasta la istoria poporului Israel. Dumnezeu a făcut o chemare poporului Israel și prin Moise. Dumnezeu a făcut o chemare poporului Israel și prin psalmiști, prin profeți, prin unii împărați, în special prin David, a făcut la fiecare generație. Și Dumnezeu a făcut o chemare poporului Israel și după venirea Domnului Isus Hristos. Ne prezintă doar trei generații. Da? În trei perioade importante ale poporului Israel. Și de fiecare dată chemarea a fost aceeași. Ca poporul să intre în odihnă a lui Dumnezeu. Vom vedea imediat în capitolul 4 că autorul argumentează că poporul Israel nu a intrat în odihnă când n-a intrat în Canaan. Vi s-a părut că a fost N-a fost odihnit nici din punct de vedere fizic, nici spiritual. De aceea, odigna la care Dumnezeu a chemat-o a fost odigna sufletului, a fost odigna mântuirii, a fost odigna veșnică în persoana Domnului Isus Hristos. Și aceeași chemare ne este adresată nouă astăzi. Dacă am crezut, suntem două categorii aici, doar două categorii de oameni. Dacă am crezut în Domnul Isus Hristos să ne ațintim în continuare privirile la El, să stăm în credincioșie și în perseverență, dacă nu am crezut în Domnul Isus Hristos, să medităm bine la cine este Domnul Isus Hristos și o voi implora astăzi în numele Domnului Isus Hristos, dacă nu sunteți mântuiți, să vă puneți încrederea în El că El e singura opțiune. Nu e nimic riscant să-ți pui încrederea în Domnul Isus Hristos. Dacă nu crezi în Domnul Isus Hristos, ești deja în risc maxim. Ești deja despărțit de Dumnezeu, este doar o perioadă de îndelungă răbdare a lui Dumnezeu, până când te vei duce în fundul iadului, dacă nu crezi în Domnul Isus Hristos. Iar în această perioadă de timp, Marele avantaj al nostru este că ascultăm Evanghelia, chemarea, de a, simplu de a spune încrederea în Domnul Iisus Hristos, de a te întoarce la Dumnezeu, de a te pocăi, de a lăsa păcatul și de a te da, de a te da lui Dumnezeu. Totuși vedem că oamenii au dat cu piciorul. De-a lungul timpului unii au crezut, unii au dat cu piciorul. Unii au dat cu piciorul, unii au călcat, unii au respins, deși au avut parte de miracole și așa mai departe. Dumnezeu să, ne, Dumnezeu să lucreze în inimile noastre și credință și credincioșie. Amin.